Salutare! Roxana sunt. Mi s-a terminat apa florală care o folosesc pentru regenerarea părului și mă gândeam că ar fi interesant să aflați ce pun eu în ea. Am pregătit aici uleiurile care le folosesc în mod curent, dar voi puteți să adăugați. Pe lângă cele trei care sunt principale pentru regenerarea părului, puteți adăugați ce uleiuri doriți. Eu am ales așa, rozmarinul, cedru și lavanda. Sunt cele trei uleiuri care sunt recunoscute pentru efectele lor benefice asupra părului și asupra scalpului, menținându-l sănătos, atât părul cât și scalpul. Am ales să adaug ilang-ilang. Pentru partea de echilibrare, aici mă refer mai mult la emoții și la hormoni, da? Și Abundance, care este un amestec de orange, tămâie, patchouli, clove, ginger, mir, scorțișoară și black spruce, da? Abundance. Și am aici o sticluță de apă florală de lavandă. Îmi place mult că este în sticlă de sticlă și are o pompiță. Eu cum folosesc în fiecare zi apa florală, consum destul de multă. Folosesc atât la mine cât și la fete. Și atunci mi-e foarte comod să le cumpăr așa de aici, din Timișoara. Va trebui să scot doar puțin din ea. Apa florală și să pun într-o altă sticluță pentru că e prea multă și s-ar putea să curgă. Așa. Și acum putem să adăugăm picăturile. Încep cu rozmarinul și pun undeva între 5 și 7 picături. 7 astăzi. Cedru. Pun 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lavanda pun tot 7. Ilang-ilang voi pune 3. Și Abundance, pentru că e un ulei destul de puternic, o să pun tot 3. Înainte de fiecare utilizare, îl agit. Da? Nu pun alt liant sau ceva ca să ajute să se omogenizeze, pentru că este o soluție care o folosesc în maxim 2 săptămâni. Da? Dacă ar fi ceva ce aș ține mai mult de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, atunci probabil aș pune un vârf mic de sare sau ulei purtător pentru uleiurile esențiale. Dar așa fiind că va fi folosit foarte repede, nu există șansa să se întâmple ceva, da? Și pur și simplu l-agit înainte de fiecare utilizare. Și îl spraiez pe păr. Singurul lucru la care să aveți un pic atenție este că o să mirosiți ca o grădină botanică. Iar dacă aveți de mers undeva sau aveți persoane în jurul vostru care sunt mai mofturoase în ceea ce privește mirosurile de uleiuri esențiale, mie mi s-a întâmplat, atunci puteți să-l folosiți doar seara înainte de culcare, dacă soțul nu are nimic împotrivă. Eu sunt foarte fericită că nu am niciun fel de probleme de genul ăsta, așa că îl pot folosi și eu și fetele și da, este unul dintre amestecurile pe care le-am folosit ca să-mi regenerez eu părul. Să vedem ce alte rețete urmează. Vă îmbrățișez!